Bună, te auzeam mai devreme cum povesteai cum te îngrijești la exterior și vreau să te întreb cât de mult contează starea ta interioară pentru a te simți bine în pielea ta și pentru a arăta bine și pe exterior. În primul rând contează starea interioară, că dacă tu nu ești bine cu tine, nu ai chef de nimic, nu poți să te ocupi de nimic, nu poți să te concentrezi pe nimic, da, bineînțeles, fără discuție. Cum reușești să-ți crești așa vibrația în zilele în care nu te simți așa confident, să spunem? Nu-mi pun problema așa dacă nu mă simt confident, când mă simt mai degrabă deconectată. Sunt lucruri pe care le fac. În primul rând, așa cobor cumva în mine și mă întreb care-i sursa deconectării, știi? Și când ești deconectată din oamenii din jur, de proiect sau de conversații sau... știi, există clar ceva în tine care nu s-a așezat bine și mai degrabă încerc să identific ce anume nu funcționează, ce, unde, ce a rămas, ce s-a așezat greșit în mine și să sting focul respectiv. Și cum reușești să-l stingi? Ai vreo tactică anume? Nu știu, îți iei puțin timp tu cu tine, mergi într-o vacanță, suni pe cineva, vorbești cu cineva? Nu. Realmente... Știi cum îl descompun? În care-i sursa? Ok, și ce s-a declanșat în mine? Ok, de ce? Pentru că a atins ce coartă? Ok, în momentul în care fac tot acest traseu, mie mi se pare că în momentul ăla parcă am exorcizat acest rău și se ridică de la mine greutatea pe suflet, dacă e cazul. Ai vreun ritual care să te ajute să te simți mai bine? Nu știu, poate să te rogi, să-ți faci o baie cu spumă, să te duci la salon, să te duci la un masaj, să te duci în parc să te plimbi. Toate lucrurile astea la un loc, absolut, da. Mi se pare că mai ales cititul. Adică mi se pare că în punctul ăsta în care sunt eu și alte fete de vârsta mea și... Cred că trebuie să ajungi la o înțelegere de sine mult mai complexă decât o făceai când aveai 30 sau clar la 20 și oricum nu înțelegi nimic despre nimic. Eu cel puțin vorbesc despre mine. N-am înțeles nimic despre nimic. Nu știam practic să fiu conectată la mine. Nu știam că asta contează. Nu știam în ce fel asta influențează relațiile cu cei din jur sau în ce fel îmi influențează alegerile. Dar făcând actoria, devii automat un om foarte în legătură cu tine. Că n-ai cum altfel. Eu lucrez cu emoții. Sunt nevoită la fiecare secvență să bag mâna în mine și să scot reacții viscerale. Știi? Furie, bucurie, dezgust. Depinde de ce e nevoie în scena respectivă. Și atunci tu trebuie să știi foarte bine unde ai emoțiile astea în tine. Deci am fost nevoită oricum forțată la autoexplorare prin natura meseriei. Și e un lucru care mi-a folosit foarte tare, pentru că, dincolo de faptul că tu ajungi să te înțelegi pe tine mult mai bine și să, ok, eu nu spun să te accept, știi că există acest trend cu acceptarea și am ajuns să înțelegem prin asta că, bă, e ok și dacă ești deficitar în foarte multe, că e ok, mă accept așa cum sunt, dar asta înseamnă că nu fac nimic. Și nu lucrez cu mine, da. Nu lucrez în niciun fel, să fac un pas în față. Și asta mi se pare foarte greșit, știi? Că toată lumea, eu asta sunt, mă accept așa cum sunt, băi, nu. Mă accept dacă nu poți să pleci. Evoluăm. Da. Hai să evoluăm, că e loc de mai bine, hai să îmbunătățim niște lucruri la noi. Bun. Deci, dincolo de asta, cred că se dezvoltă mai degrabă, știi, se dezvoltă o acceptare a celuilalt. Pentru că acum știi și tu despre tine că greșești, știi și tu despre tine că faci erori de judecată și atunci le înțelegi și pe ale altuia. Dar până nu știi lucrurile astea despre tine, ești foarte intolerant și ai senzația că numai cei din jur greșesc, iar tu nu. Ce știe Monica din 2024 și nu știe Monica de la 20 de ani? Că disciplina contează. Că e cel mai important lucru, nu motivația, cât disciplina. N-am știut asta, am crezut că motivația și vânam motivație. Sunt motivată să fac asta, sunt determinată să fac asta. Motivația o să aibă o curbă ascendentă și o să se piardă foarte repede. Gândește motivația de a face sport, da? Corect. Disciplina însă înseamnă să te ridici din pat și să mergi să faci sport, de exemplu, că am amintit asta, și în zilele în care nu ai chef și nu ești motivat. Și urăși și e ultimul lucru pe care ai vrea să-l faci. Ăla este momentul în care se cultivă disciplina, adică se cultivă stamină în om, știi, determinare și în momentul în care tu faci asta și când n-ai chef. Asta aș fi vrut să o știu de la început.
Ce planuri ai pentru, pentru perioada care urmează din punct de vedere profesional? La ce să ne așteptăm? Păi, o să intru în niște filmări, dar bănuiesc că ți-au spus colegii mei că încă nu comunicăm proiectul pe care îl fac. Cert este faptul că va fi ceva nou, ceva ce n-am mai jucat de multă vreme, din 2011. Și atunci mă super bucur, chiar din toată inima, am așteptat așa un proiect. Iar, deci mai am o lună de vacanță, că intrăm la sfârșitul lui septembrie. Și ce faci în această lună de vacanță? Plănuiești vreo vacanță? Merg în vacanță, merg în vacanță, da. Unde merg pleci? Merg în vacanță, vreau scuba diving. Și unde plănuiești să faci? În Egipt. Ok. Da. Și vreau scuba diving, vreau să... Ai mai făcut scuba diving? Da. Da. Mi-am luat brevetul în 2003-2004, cred că mai degrabă. Cert este faptul că mi s-a părut atunci una din marile revelații, această experiență când îți dai seama că sub apă există o lume în oglindă, la fel ca noastră, cu familii de peștișori, cu... e absolut copleșitor și e ceva care te deconectează, te rupe un pic din lumea asta, te face să fii tu cu tine și să te simți așa pur și simplu unit cu natura. Și asta este atât de terapeutic pentru mine, încât vă recomand să încercați. Care este cel mai extrem lucru pe care l-ai făcut? Dacă ne gândim așa un pic la scuba diving, deși nu e chiar atât de extrem, dar pentru unele persoane poate fi. Dar vorbim de sporturi extreme sau? Hai și. Și sporturi și altceva, acum dacă mi-ai ridicat-o la fileu. Păi sporturi extreme, cred că am coborât în rapel de pe o clădire de 4 etaje. Cred că ăsta e cel mai extrem lucru pe care l-am făcut.